Din cei 485.613 agenți economici activi, un număr, primii o mie, susțin jumătate din economia românească. Primii o mie, pe primul loc, o să vedeți, este Dacia Pitești. Ceilalți, 484.613, așa cum scrie în această carte, susțin restul, cealaltă jumătate a economiei. Și atunci au considerat că este foarte important să-i publice pe cei 1000. Repet, este un audit foarte serios, ștampilat de firma Deloitte, efectuat împreună cu ziarul financiar, dincolo de orice dubii de subiectivism, pentru că e făcut pe baza bilanțurilor depuse la ANAF. Noi nici n-am știut că se efectuează acest audit și niciun agent din cei 485.000 n-au știut că se efectuează acest audit. Este un audit pentru care niciun agent economic nu a plătit niciun leu. Este un audit pentru care niciun agent economic nu a plătit niciun leu. Direct sau indirect. Și acum dați-mi voie să vă dau o veste care cred că ne va bucura pe toți. Raja se află în primele 1000 de companii. Imediat. Și nu oricum, în prima jumătate, în prima jumătate a clasamentului celor 1000 de companii, pe locul 454. Deci compania Raja este pe locul 454 între cei 485.613 agenți economici activi în anul 2016. Aveți în mapă în formă sintetică, clasamentul. Acest clasament începe, vă spuneam, cu Dacia Pitești și la locul 454 vedem compania Raja Constanța. 454. Colegii mei care au studiat temenic acest material, spun că suntem al patru agent economic important din județul Constanța. Vreau să vă spun că aici nu intră în această cifră de afaceri, nu intră fondurile europene. Când am preluat această companie, a acționat doar în jumătate din județul Constanța. A acționat doar în jumătate din județul Constanța. Asta este adevărul. Într-o situație economică foarte grea, vă dau un singur exemplu. În bilanțul financiar contabil al ultimului an, erau 238 de miliarde de lei datorii către terți. Numai către rănele erau 62 de miliarde de lei. O companie care avea credite comerciale, bancare, luate pentru energie electrică și pentru salarii. Astăzi, această companie, care este cea mai mare companie publică de apă din România, are o situație economică financiară absolut corectă, bună, foarte bună. Și, repet, nu are niciun fel de credite comerciale. Singura noastră relație cu o bancă este relația cu Berdu, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, pentru că statul român așa a desenat schema finanțării europene, în care și noi, compania de apă, am fost obligați să cofinanțăm fondurile europene. Am depus aplicația financiară pentru Programul Operațional de Investiții Mari. Valoarea totală a acestui program depășește 650 de milioane de euro. Deci valoarea totală depășește peste 650 de milioane de euro. Și cu siguranță vom face absorpția de 100%. Vreau să vă spun că acest program a fost apreciat de Jaspers, consultanța angajată de Uniunea Europeană pentru toate proiectele de mediu din România. Consultanța angajată de Uniunea Europeană. Nu angajată de Raja. A fost apreciat de Jaspers proiectul nostru, al Raja, că este cel mai mare proiect de asemenea de specialitate care s-a făcut vreodată în Uniunea Europeană. Cel mai mare proiect care s-a făcut vreodată în Uniunea Europeană. Ne mândrim enorm cu acest proiect și să-mi dați voie să prezint pe scurt câteva obiective care vor fi realizate. Doar câțiva ani de zile. În ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă, se va extinde cu 728 de kilometri.
kilometri. Stații de tratare a apei noi și reabilitate, 48. Stații de pompare a apei noi și reabilitate, 46. Adică cele mai moderne tehnologii. Reabilitare înseamnă că facem o nouță. Sistemul de canalizare. Extindere cu 580 de km. Stații de pompare apă uzată, 138 de stații. Stații de epurare, încă 6. Și ceea ce este un element novator, instalații de valorificare în Amol, va fi cea mai mare din România. În cadrul acestui program, ne mândrim cu cel mai important proiect în cadrul acestui program, este sistemul regional Constanța. Așa ceva s-a mai făcut doar pe timpul, pe vremurile dinainte de 89, când s-a construit, turismul pe litoralul românesc, baza hotelieră, atunci s-a mai făcut un asemenea proiect. Suntem în pericol să rămânem fără apă, să nu mai avem apa suficientă pentru sudul județului, pentru partea de litoral. Și atunci noi am gândit, și s-a muncit enorm, se muncește de 3 ani de zile la acest proiect. A cunoscut nu știu câte evaluări, nu știu câte ori am completat, am modificat. Un proiect de asemenea învergură, înseamnă proiectare, înseamnă studii de fezabilitate, s-a muncit enorm. Cine? Salariații noștri. Și vreau să vă spun, în cadrul acestui program mare, cel mai important proiect este sistemul regional Constanța, respectiv realizarea 145.000 de km de magistrală de aducțiune. 145. Nu iertați. 145 de km de magistrală de aducțiune de la Medjidia până la Liman. O investiție de peste 60 milioane de euro fără TVA. Eu cred că ar trebui să punem și TVA-ul, pentru că gestionăm și TVA-ul. Și TVA-ul se merge la state. Deci, atenție, așa ceva s-a făcut mai pe timpul când a început să se construiască baza turistică a litoralului. Și facem acest lucru și luăm apă de cea mai bună calitate, că vă spuneam cu altă ocazie, în acviferul, subteranul Medjidiei, se găsește cea mai mare resursă de apă potabilă, resursă subterană, de apă potabilă din România. A dat Dumnezeu un solarit la suprafață, dar ne-a dat apă pentru toată România. Și atunci am luat apă de cea mai bună calitate. Să știți că am făcut analizele la Institutul Național de Sănătate Publică. Și este, ca și parametri, este cea mai bună apă plată din România. Și această apă plată va merge pe un traseu, inclusiv Constanța va beneficia, până pe de 145 de kilometri, și tot ce înseamnă localități pe litoral vor avea apă de cea mai bună calitate într-un sistem nou-nouț care va dura 10 de ani și fără probleme rezolvând definitiv problema. Dar în ce sudul litoralului este pericol? Pentru că, după cum știi, ferii, noi luăm apa din subteran și s-a constatat în ultimii ani, nivelul pânzei frace tot coboară și apa, deci apa... Da, și s-a stricat calitativ. Și apa de subteran nu este nelimitată. Noi luăm apă de la 300 de metri, în medie. Înainte luăm de la 70 de metri. Coboară pânza freatică. Se schimbă clima. Clima înseamnă totul. Și cred că realizați că suntem într-un proces de schimbare a climei. Că suntem în mai și e cum e. Conducta asta de la Medjidia la Constanța? De la Medjidia până la Liman. Medjidia, Castelul, Mufatlar, Babri Traian, Constanța, de la marginea Constanței, partea de sud, spre Vangalia, Liman. Constanța va avea din nou investiții de peste 91 milioane de euro. Concret, apă, încă 14 km. Nou-nouț, reabilitate, 12 km. Stații de pompare. Rețeaua de distribuție, astea sunt magistrale, ce v-am spus. Rețea de distribuție apă potabilă, nouă, 12,6 km. Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată, 46,5 km. Canalizare menajer, nouă, 18,8 km. Canalizare reabilitată, 16,2 km. Stații de pompare, o bucăți.
stații de pompare ape uzate. În sfârșit, alți kilometri de conducte, de refulare, de ceea ce e necesar. Deci avem o platformă online, este meritul colegiului condus de doamna director comercial Tecuță, care rivalizează cu cele mai bune platforme online din România. Deci putem să plătim online factura de apă, inclusiv de pe un smartphone. De când? De când? Serviciul este activ de luna aprilie. Da, utilizatorii. Până l-am rulat, până am făcut corecțiile, cu curaj de acum puteți să vă plătiți factura online.